Ar mai exista niște afirmații, consider eu, răuvoitoare. Există o mică parte a presei, ce cred că este făcută în general pentru politicieni. Când vezi decât 35 sau 100 de vizitatori, nu poți să te gândești decât politicienii vizitează aceste site-uri. Deci vreau să vă atrag atenția că această mică parte nesemnificativă a presei, pentru dumneavoastră, presa obiectivă, ca un element esențial în desfășurarea activității dumneavoastră, când nu va mai scrie atât de urât la adresa mea, am văzut că din prima zi în care am fost președinte interimar, dar și a Partidului Național Liberal, asta înseamnă că PNL-ul nu mai este